Cu conturile pline, multe dintre vedetele internaționale își achiziționează locuințe scumpe sau boliți de lux pentru a-și etala statutul. Există însă și jucători de fotbal care nu uită de unde au plecat, atunci când statutul lor se schimbă peste noapte. Fotbalul a devenit un sport în care se vehiculează sume de transfer uriașe, iar cluburile bogate se întrec în a atrage jucători cu salarii uriașe. Sadio Mane a avut o copilărie grea în care a fost nevoit să muncească pe câmp, să se culce flămând de multe ori și să supraviețuiască războaielor. În satul în care s-a născut, nu a urmat o școală, însă a putut juca fotbal, chiar dacă a făcut-o de sculț. La 15 ani, a plecat de acasă pentru a-și urma visul de a deveni mare fotbalist. După o perioadă petrecută la un club din campionatul senegalez, Mane a reușit să atragă atenția scouterilor prin talentul arătat pe teren. În 2011 ajungea în Europa la clubul Metz din Liga a doua franceză, iar 4 ani mai târziu avea să facă pasul spre Premier League. În 2016 a fost transferat de Liverpool, club la care a jucat până în vara anului trecut, când a fost cumpărat de Bayern München. Aici va câștiga mai mult decât dublu salariul pe care l-avea la clubul englez, 32 de milioane de euro. Însă vorbim de bani câștigați de un jucător care a făcut o cauză din a ajuta semenii. Nu am nevoie să expun mașini de lux, case de lux, călătorii și chiar avioane. Prefer ca oamenii mei să primească puțin din ceea ce mi-a dat viața, mărturisea Sadio Mane într-un interviu. Iar faptele dovedesc din plin spiritul caritabil al atacantului senegalez. Și-a ajutat satul în care a crescut și a construit un spital, o școală, unde fiecare elev a primit un laptop. Mai mult, a contribuit la realizarea unei rețele 4G în localitate. Nu a uitat însă de alte comunități sărace din țara sa. Locuitorii acestora primesc din partea sa câte 70 de euro pe lună. Iar în spatele imaginii unui fotbalist care are tot ce și-a dorit, se află un om care a reușit să impresioneze prin modestia sa. În urmă cu 3 ani, făceam conjurul lumii o fotografie în care Sadio Mane apare cu un telefon spart în mână. Relatează protv.ro.